Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și de ce sunteți triști? Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 17. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Doamnă Ministru, Domnule Președinte al Consiliului Județean, onorate oficialități, Preacuvioase Maici și iubiți frați și surori, în lumea în care trăim noi, și chiar și în lumea în care trăiau apostolii, este multă tristețe. Necazurile pe care oamenii trebuie să le îndure, de multe ori îi covârșesc. Sunt cuprinși de tristețe. Lucrul acesta, de fapt, l-a și prorocit Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, începând cu versetul 20, Mântuitorul zice: adevărat, adevărat zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deși voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră, nimeni nu o va lua de la voi. Starea de întristare, starea de apăsare, starea de necaz nu este nici din punct de vedere spiritual și nici din punct de vedere al sănătății prielnică omului. Sfântul Ioan Casian, compatriotul nostru, zice așa: precum cariul roade lemnul și molia haina, așa întristarea roade inima omului. Și atunci ne punem întrebarea: cine sau ce ne poate scoate din această stare de întristare? Și ne răspunde slujba pe care am auzit-o la acest praznic luminat, cel mai mare și mai important, la Sfintele Paști. Iată ce zice o frântură din slujbă: o, Paștile, izbăvirea de întristare. Auziți! Paștile sunt izbăvirea de întristare. Ele, pe noi, pe toți, ne scot din toate durerile, necazurile și întristarea cea mai mare pe care o aduce în lumea noastră moartea. Pentru că vedem cum unul după altul cei dragi mor. Și știm că mâine vom trece și noi prin vama morții. Dar învățăm la Paști, care sunt izbăvirea de întristare, că această trecere prin vama morții e numai vremelnică. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul de la Paști,
ne spune explicit lucrul acesta, că înviind Domnul Iisus Hristos, niciun mort nu mai este în morminte. Și ne zice El așa, nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Unde-ți este moarte, boldul? Unde-ți este iadule, biruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit, sculatus a Hristos și-au căzut diavolii, înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește, înviat a Hristos și niciun mort nu mai este în groapă. Este credința noastră pe care o mărturisim, că dacă Hristos n-a înviat, atunci și propovădania noastră și credința frăților voastre n-au nici o valoare. Ba mai mult, întreg creștinismul rămâne sau cade odată cu crezul în învierea lui Hristos. Sfântul Pavel, constatând că în Corint s-au ivit unii care se îndoiau de învierea lui Hristos și de învierea morților, le-a scris în prima epistolă, în capitolul 15, un lucru. Vă citesc începând cu versetul 17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos, numai în viața aceasta suntem mai deplinți decât toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, adică prin Adam, tot printr-un om, adică prin Hristos, și învierea morților. Căci precum în Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Așa că Paștile sunt izbăvirea de întristare. Un poet creștin, Costache Ioanit, își închipuia, întemeindu-se pe Scriptură, cum Domnul Hristos, fiind mort cu trupul, s-a coborât în iad cu sufletul și le-a bine vestit și dreptilor de acolo. Ba mai mult, a biruit iadul și în ziua învierii sale a călcat moartea cu moartea în picioare. Nu așa cântăm de nenumărate ori. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci Costache Ioanit dă glas acestei bucurii cu talentul pe care îl a dăruit Dumnezeu. Și zice el așa, închipuindu-și cu Domnul Hristos, i-a scos din iad pe toți drepții care așteptau acolo venirea Lui, învierea Lui, ca iadul să fie prădat, moartea să fie învinsă și ei împreună cu Domnul Hristos cel înviat să intre în rai. Și iată ce zice Costache Ioanit. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălța spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până ploapele-i căzură peste ochii buni, iar Duhul, dezlegat, porni în grabă, în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în sare
o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată heruvim cu patru aripi și cu spadă înflăcărată. Înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii, dar deodată din trompete dau un lung semnal străjerii. Da, departe printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând, de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i, cete după cete, ca-n oștiri ținându-și rândul. Vezi în haine de lumină și se înalță ca un sol zecile de mii de duhuri ridicate din Șeol. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avram. Iată, Isaac și Iacob, smulși din lanțurile grele, Iosif ca o stea sclipește între 11 stele. Moise, ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon, privind cetatea și oștirea fără număr, și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos pe umăr. David, fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și dorul de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Și acum aureola acestei perspective. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios? E Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. E Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, da poarta cea înaltă dintr-un singur alb creștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună, larg ca bubuitul lavei, sus acum voi porți eterne, intră împăratul slavei. Cine-i împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Domnul tare și viteaz a biruit în luptă grumazul morții și ne-a izbăvit pe noi de întristare. O, Paștile, izbăvirea de întristare! Mi-am început cuvântul de învățătură cu un verset din Evanghelia după Luca. Aici ne este zugrăvită starea de spirit alor doi ucenici care în ziua de Paști, înspre seară, călătoreau din Ierusalim înspre Emaus. Vă citesc. Iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El a zis către ei, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru și pentru ce sunteți triști? Pentru ce sunteți triști? Iar ei
S-a oprit cuprins de întristare, răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? El le-a zis: care? Iar ei i-au răspuns: cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhiereii și mai marii noștri. Iar noi nădăjduiam că El este Cel care avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis de dimineață la mormânt și negăsând trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de înger care le-a spus că el este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și el a zis către ei: o nepriceputilor și zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele despre dânsul. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând: rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua și a intrat și a rămas cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de ei. Este o întâmplare care ne relatează nouă că doi ucenici ai Domnului, cuprinși de întristare și cu gânduri negre, au scăpat de toate acestea în momentul în care era prezent Hristos și au oficiat Sfânta Liturghie, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii, au devenit doi oameni fericiți, au alergat la Ierusalim și le-au spus și celorlalți, dar și ceilalți care rămăseseră la Ierusalim au avut o experiență de genul acesta și erau și ei plini de bucurie. Concluzia pe care o tragem este următoarea. Necazurile, greutățile, tristețile în lumea în care trăim noi sunt multe. Paștile ne izbăvesc de întristare. Paștile noastre, Hristos este Cel care ne dă curaj ca să le depășim pe toate, știind unde este capătul căii noastre, așa cum vă scriam și în pastorală. El ne dă curaj și pe El îl întâlnim aici la Sfânta Liturghie. Nici Luca și Cleopa nu l-au recunoscut pe drum. Dar când a frânt pâinea în atmosfera de taină și de har a Sfintei Liturghii, l-au recunoscut, a dispărut tristețea și s-a umplut inima de o bucurie de nespus. Această bucurie de nespus vă dorim, iubiți frați și surori, acum la Paști și nu numai la Paști, ci în toată viața frăților voastre. Amin. Hristos a înviat.